Budescu, Mățel și compania sunt încurajați în această seară de suporterii giurgiuveni care au ținut să meargă cu ei în deplasarea de la Ploiești, unde Astra Giurgiu întâlnește Petrolul Ploiești. Galeria Astrei s-a adunat în fața teatrului Tudor Vianu pentru a se pregăti de deplasarea la semifinala Cupei României, în Ploiești. Băieții sunt optimiști și sunt siguri că Astra Giurgiu le va face o bucurie în această seară. Ne-am adunat în speranța să putem învinge, să mergem la Ploiești, să putem învinge astăzi, să fim bucuroși, să facem giurgiuvenii mândri să ni se alăture în număr cât mai mare, sperăm în următoare meciuri, sperăm într-o victorie, să câștigăm, să ne calificăm mai departe în cupă. Sigur o să învingem, cred eu, și eu personal mi-aș dori să putem juca cu Steaua finala, deoarece avem o revanșă de luat, cred eu, după meciul din tur, după Național Arena, și trebuie să câștigăm, să dovedim că suntem buni. Astra Giurgiu! Suntem pregătiți 100%, sperăm să batem cu un scor acceptabil și la multe victorii. Ca niște ultrași adevărați, cei aproape 100 de suporteri, dotați cu steaguri și tobe, sunt pregătiți să facă spectacol în tribunele stadionului Ilie Oană. Autocarele au plecat din Giurgiu în jurul orei 15 și cel mai probabil la această oră galeria este deja pe stadion.